Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Vă vorbesc azi despre o premieră absolută. O mașină zburătoare a încheiat prima călătorie între două aeroporturi. Mașina zburătoare poate zbura 1000 de kilometri la o înălțime de 2500 de metri. Transformarea mașinii în aeronavă durează 2 minute. În aer, vehiculul atinge o viteză de 170 de kilometri pe oră. Prototipul acestei mașini a costat 2 milioane de dolari. Atât despre acest subiect, eu sunt Violeta, numai bine pe curând!